ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta aș dori să vă propun o etalare despre dragoste, să vedem ce mai gândește persoana specială la care noi, pe care noi o avem în minte, în suflet, indiferent dacă sunteți în relație sau nu cu persoana respectivă. Nu uitați însă că este o etalare generală care vi se poate potrivi sau nu. Așadar, luați de aici doar ceea ce vi se potrivește, ceea ce considerați că este bine pentru dumneavoastră. Energiile, de asemenea, țineți cont că se întrepătrund și se pot schimba în orice moment. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru a putea asocia sau disocia ceea ce vă prezint eu în această etalare. Aș dori să încep prin a vedea ce ne spun runele și apoi să completăm cu câteva cu o etalare privind îngerii romantici. Haideți să vedem. Însă, înainte de acest lucru, aș dori să vă gândiți la un număr de la 1 la 3 și vom începe cu varianta numărul 1. Deci, așadar, pentru cei care au ales numărul 1. Haideți să vedem ce mai face partenerul. Excelent. Aici e pentru dumneavoastră, cei care ați ales prima variantă. Văd că ceea ce v-a adus în starea de astăzi, ca să spun, da, așa, dacă îmi permiteți, este faptul că v-ați regăsit forța interioară, v-ați regăsit calmul, căldura umană pentru a trece prin această situație, pentru a o vedea poate cu alți ochi. De ce? Pentru că v-ați dat seama dumneavoastră că sunteți cei care, singuri cei care posedați liberul arbitru. Sunteți singurii care puteți să vă influențați de acum înainte viața. Așadar, ați căpătat conștiința față de faptul că dumneavoastră aveți această putere de a merge mai departe, de a trece peste orice obstacole și de a accepta de asemenea decizia pe care o veți lua, căci v-ați dat seama că această decizie vă va influența viitorul. Deci totul depinde doar de dumneavoastră. În orice caz, văd aici, dacă nu v-ați decis, văd o persoană care cât de curând se va decide, iar această decizie va fi luată cu calmitate, cu răspundere, cu o viziune amplă. Văd o persoană care și-a dezvoltat foarte mult, așa cum am spus, forța interioară și are o viziune mai largă asupra viitorului. Un nou început, da? Pentru femeile care își doresc să aibă un copil, să știți că de acum încolo este o perioadă fertilă, dacă vă doriți să aveți un copil cu partenerul dumneavoastră. Și pentru acest lucru văd că ați meditat foarte mult, ați cântărit, ați încercat foarte mult, ați depășit obstacolele și runele spun că este momentul pentru acest lucru. Pentru alții dintre voi, văd aici persoane care au aflat adevărul
sau îl vor afla cât de curând adevărul. Să știți, adevărul va ieși la iveală, pentru că există lucruri ascunse. Însă, datorită intuiției dumneavoastră, vă veți da seama de acest lucru. Mai poate însemna și așa. Haideți să vedem cu îngerii romantici în ce privință vă pot ajuta și ne pot ghida. Vă rog frumos un răspuns pentru cei care și-au ales varianta numărul 1. Un răspuns. Aceasta a vrut să sare. Văd că ați avut această calmitate de a ierta și puterea de a ierta și de a vă libera de trecut. Și văd că sunteți o persoană care va aprecia sau apreciază deja ceea ce trăiește în moment și ați renunțat să mai trăiți în trecut. Pentru o parte dintre dumneavoastră ați fost nevoiți să iertați, poate fie, părinții. Iar acest lucru, această iertare pe care ați făcut-o părinții sau pe cineva, da? Poate să fie și un ex-partener pentru unii dintre dumneavoastră. Iar acest lucru vă va aduce foarte curând persoana pe care dumneavoastră o visați, cu care vreți să întemeiați o familie, așa cum se arată aici pentru persoanele care vor să rămână gravide, pentru femei. Iar acest lucru se va întâmpla cât de curând dacă dumneavoastră vă decideți sigur ceea ce vreți, da? Așa cum am spus, nu uitați, fie este vorba despre dumneavoastră, fie despre persoana iubită, da? Pentru că energiile se întrepătrund. Eu spun că e vorba despre dumneavoastră, dar poate să fie partenerul, da? Cel care se află într-un mod de reflexie, într-un mod de căutare a eului interior pentru a putea merge mai departe în această relație sau mai departe în viață. De asemenea, văd aici pe viitor foarte curând că pentru persoanele care s-au despărțit sau care nu au avut îndeajuns o relație bazată pe armonie, da? Au mai existat unele certuri și unele conflicte, s-ar putea cu anturajul care a influențat unul dintre parteneri, când mă refer la anturaj, mă refer la familie, la prieteni, la tot ceea ce vă înconjoară. Și văd pentru o mare parte dintre voi că veți avea o conversație despre sentimentele pe care le purtați unul față de celălalt sau de viitorul relației voastre. S-ar putea ca unul dintre dumneavoastră să-și dorească copii, cealaltă persoană nu. Există și această posibilitate. Există posibilitatea ca dumneavoastră să aflați, datorită intuiției, da, anumite lucruri ascunse și să vă întrebați partenerul despre acest lucru. Pentru că în unele cazuri poate exista și o a treia persoană în această relație sau a existat o a treia persoană. Și acest lucru, pentru că este ca și cum s-a impregnat profund în mintea partenerului sau partenerei sau la dumneavoastră, da? Sau dumneavoastră, cei care priviți la acest video, puteți să vă gândiți la o persoană specială și să fiți deja în relație cu cineva pentru care sentimente nu ați mai avea și
atunci aveți pur și simplu în cap pe o altă persoană pe care nu vă puteți scoate din minte, din minte și din suflet, pe care o considerați sufletul dumneavoastră pereche, cu care vă doriți să continuați și să aveți o relație serioasă și să continuați restul vieții alături de această persoană specială. Mai există și această variantă. Așadar, dumneavoastră, eu spun tot ceea ce văd, dumneavoastră vă alegeți ceea ce vi se potrivește. Cam atât pentru cei care au ales această primă variantă. Haideți să vedem pentru cei care au ales numărul 2. Gândiți-vă dumneavoastră fie la o persoană specială, fie la o relație pe care o aveți, da? Haideți să vă gândiți la cineva. Pentru cei care au ales această a doua variantă, da? Aici văd pentru foarte mulți dintre voi că sunteți fie pe cale de a vă rezolva problemele în relație, fie sunteți, le-ați rezolvat deja o bună parte dintre voi. Și să știți că sunteți protejați de oricare pericol. Pentru că aceste probleme pe care dumneavoastră, cărora dumneavoastră le-ați găsit o soluție, se va favoriza o, cum să vă spun, o reintrospecție interioară, o focalizare pe ceea ce vă doriți dumneavoastră, ceea ce considerați că este bine pentru dumneavoastră. Sunt zeci de mii de întrebări care se pun aici legate de ce vreau eu să fac, cum ar fi mai bine pentru mine, pentru viitor. Iar o bună parte dintre voi v-ați retras din această relație. Există o stagnare temporară. După mine lucrurile se vor dezgheța la sfârșitul lunii februarie, cel târziu, începutul lunii martie, pentru a avea o nouă pornire în viață, un nou început, prosperitate. Văd aici foarte mulți dintre voi că ca și femei veți putea rămâne gravidă la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, sau poate însemna pentru o bună parte dintre voi pur și simplu că renașteți, da? Ca și om nou pentru viitorul vieții în ceea ce privește relația. Pur și simplu vă transformați pentru că știți ceea ce vă doriți de acum încolo. Știți ceea ce pentru dumneavoastră contează de acum încolo, da? Parcă văd aici o bună parte dintre voi că v-ați preocupat foarte mult de persoanele din jurul vostru și nu v-ați focalizat atenția asupra voastră. Iar acum ați spus stop, ați considerat că sunteți o persoană importantă și vă doriți fie un copil, fie o relație serioasă, fie un nou proiect în dragoste sau, de ce nu, în viață în general. Aici văd că dumneavoastră ați avut sentimente amoroase pentru această persoană, dar și persoana respectivă. Și
și dumneavoastră știți acest lucru și cealaltă persoană știe acest lucru. Însă există, așa cum v-am spus, energiile se întrepătrund, da? Deci fie dumneavoastră v-a fost frică de această relație, fie partenerului, și acesta a spus stop sau dumneavoastră ați spus stop pentru că vă este frică ca să iubiți. Vă este frică pentru că în trecut ați fost poate trădată, ați fost poate într-o situație în care a existat o, cum să vă spun, o separare dureroasă, iar acest lucru v-a afectat. Iar acum vă este frică să iubiți. Așa cum am spus, fie este vorba despre dumneavoastră, fie despre partener, da? Deci dacă este partenerul, îi este teamă ca să intre în această relație cu dumneavoastră pentru că știe că vă iubește și pentru că știe că sunteți persoana care îi este destinată și cu care poate crea un viitor frumos, însă datorită faptului că a suferit în trecut, s-a retras de frică că poate fi, să spun așa, decepționat din nou în dragoste. Iar fie dumneavoastră, fie partenerul, vă doriți să luați lucrurile ușor, da? Deci cineva în această relație, persoana cea care a pus această pauză, care s-a retras, își dorește să ia lucrurile ușor, însă să știți că dacă nu sunteți dumneavoastră și este partenerul, vă iubește foarte mult, există sentimente foarte profunde și văd aici o căsătorie. În orice caz, după această stagnare, văd o căsătorie, un nou început în această relație. Parcă renașteți amândoi și vă spuneți, îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, îmi pare rău că am reacționat așa și văd că relația va ajunge la maximul său de dezvoltare, pe care eu îl consider o relație serioasă cu copii, da? Deci o căsătorie. Iar cineva văd aici că în această relație este plin de bucurie sau plină de bucurie dacă sunteți dumneavoastră, iar în ultima perioadă de timp văd că nu mai sunteți așa, da? Deci dacă se referă la dumneavoastră persoanele care priviți acest video, văd că v-a cuprins probabil o mică tristețe în ultima perioadă de timp, tocmai probabil datorită acestei pauze care există între voi. Însă cărțile vă îndeamnă ca să recuperați această natură romantică și această iubire și această legătură, această flacără a iubirii care există între voi și să o recuperați prin bucurie, să faceți lucruri neprevăzute, să vă simțiți ca un copil pur și simplu, pentru că acest lucru vă va fi benefic, da? Nu văd aici o relație cu altcineva sau nu. Este relația cu persoana în care în prezent există o pauză și se va reînnoi totul și va merge la un punct fulminant pe care nu l-ați mai atins până acum în această relație. Cam atât pentru persoanele care au ales această a doua variantă. Haideți să vedem pentru cei care au ales cea de-a treia variantă, ce ne pot spune runele. Foarte frumos. Aici, pentru dumneavoastră, cei care v-ați ales această a doua variantă,
Așa cum am spus, nu uitați că energiile se întrepătrund și dumneavoastră știți să asociați sau să disociați mai bine ceea ce vă spun eu. În orice caz, văd o relație de cuplu armonioasă, care a fost armonioasă, romantică, reușită. Văd că parcă v-ați recunoscut anumite sentimente în această relație. Sunt profunde sentimente de respect reciproc, de asemenea, văd aici, pentru că ați reușit ca să vă atingeți obiectivele pe care vi le-ați propus în viața dumneavoastră și pe care vi le-ați propus vis-a-vis de cum ați dori să existe o relație și cum ați vrea ca această relație să fie, și v-ați gândit foarte mult la viitor și în prezent, dacă nu v-ați atins aceste obiective, să știți că le veți atinge cât de curând. Văd succes, văd o perioadă de generozitate, de creativitate, de fericire, de energie pozitivă, da? Și parcă există prietenii sau familia care vă înconjoară. În orice caz, vă simțiți foarte bine așa cum sunteți în această perioadă. Pentru că v-ați dat seama că dumneavoastră sunteți cei care puteți decide pentru viața dumneavoastră și că viața dumneavoastră contează și că toate deciziile pe care le veți lua acum vă vor influența parcursul ulterior în această relație. Însă, în orice caz, să știți că, indiferent de deciziile care le veți lua, vor fi încununate de succes. Haideți să vedem ce ne spun îngerii romantici. Foarte frumos pentru cei care ați ales această a treia variantă. Dumneavoastră, văd aici, dacă credeți în relații din viața anterioară, să știți că în prezent, dacă nu sunteți cu persoana respectivă sau sunteți cu persoana respectivă și vă întrebați de ce aveți acele sentimente pentru această persoană, vă întrebați de ce vi se pare că o cunoașteți de o viață. Pentru unii dintre dumneavoastră văd aici că nu este genul de persoană pe care dumneavoastră, de care dumneavoastră v-ați îndrăgosti, da? Sau viceversa, da? Nu uitați că energiile se întrepătrund. Și atunci văd aici această persoană că s-a întrebat încă de la prima întâlnire oare cum se face că mă simt atât de confortabil cu această persoană. Păi pentru că există această relație dintr-o viață anterioară. Și asta pentru că dumneavoastră v-ați rugat foarte mult ca să vă atingeți acest obiectiv de a vă găsi sufletul pereche. De fapt, obiectivul dumneavoastră în viață este, a fost și va fi ca să aveți o relație armonioasă cu persoana pe care o iubiți și să știți că veți avea. Dacă sunteți în prezent singuri, să știți că veți întâlni pe cineva și veți vedea că poate pentru multe dintre dumneavoastră la prima vedere nu vi se pare persoana potrivită, însă odată ce veți discuta, vi se va părea că o cunoașteți din totdeauna. Și acest lucru pentru că este sufletul dumneavoastră pereche și pentru că ele sunt menite ca să ne aducă în viața noastră sprijinul de care avem nevoie. Nu uitați însă că aceste suflete pereche, am avut relații anterioare cu ele, sunt numeroase în viața noastră
o persoană poate întâlni mai multe suflete pereche pe parcursul vieții. Unele pot rămâne pentru totdeauna în viața noastră, însă unele sunt doar de tranziție, pentru ca noi să putem învăța ceva. Iar în prezent, să știți că o parte dintre dumneavoastră, acest suflet pereche, v-am zis, așa cum v-am zis, dacă l-ați întâlnit, să știți că are copii, are o relație de căsătorie din care își dorește să iasă, sau dumneavoastră aveți copii și o relație de căsătorie din care vă doriți să ieșiți. Deci, sau ambii, bineînțeles, există și această variantă. Însă nu vă îndoiți nici o singură clipă că persoana specială la care vă gândiți nu ar fi sufletul dumneavoastră pereche. Este sufletul dumneavoastră pereche, însă există această problemă legată de o căsătorie, de copii. Pentru unii dintre dumneavoastră mai poate să însemne că copiii pun probleme, adică văd aici doi copii, cel puțin, da? Fie că dumneavoastră vă doriți copii sau persoana respectivă își dorește copii, unul dintre parteneri nu își dorește, însă simt foarte mare energia că aveți în prezent deja copii, da? Cel puțin doi copii, da? Atât dumneavoastră probabil cât și partenerul sau persoana specială pe care dumneavoastră o aveți în minte. De asemenea, foarte important, dacă părinții dumneavoastră nu s-au înțeles bine, aș dori ca să spuneți poate o rugăciune seara și să iertați ceea ce dumneavoastră considerați că părinții v-au greșit, în sensul că datorită faptului că energiile se întrepătrund, luăm mereu energia persoanelor cu de care ne înconjurăm, da? Iar vrând nevrând, energia părinților va influența pe dumneavoastră. Iar dacă în familia dumneavoastră, în copilărie, părinții nu s-au înțeles bine, au existat certuri, au existat bătăi, acest lucru s-a impregnat în sufletul și în mintea dumneavoastră. Și este bine ca să iertați pentru acest lucru, da? Adică niciunul dintre ei poate că nu a vrut în adins să facă aceste lucruri, sau au existat atât de multe compromisuri încât aceste două persoane, părinții dumneavoastră, au rămas împreună, da? Datorită mai multor factori, datorită copiilor, pentru că văd aici că poate ați avea și frați, surori, da? Nu ați fi singuri la părinți, văd aici majoritatea. Deci, aceste lucruri, fără să vreți, v-au influențat indirect. Și pentru a vă elibera de această energie, este nevoie de a ierta. Așadar, dacă dumneavoastră, cei care priviți acest video, știți că se întâmplă acest lucru, ar fi bine să spuneți această rugăciune pentru iertarea părinților. Sau, cum am spus, energiile se întrepătrund și poate fi vorba de partenerul dumneavoastră, da? În orice caz, există o legătură profundă de iertare a părinților pentru a putea găsi acest suflet pereche, pentru ca sufletul pereche pe care îl căutăm să intre în viața noastră. Cam atât pentru cei care au ales această a treia variantă. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit și vă aștept din nou la etalări interesante pe canalul meu. Vă mulțumesc frumos, o seară plăcută tuturor!